De, păi și tu căzuși cu scaunul în râu, nu? Ai alunecat. Da, eu am alunecat când să trec, zi tu, când să trec vadul vechi pe la Bascov. Băi, n-am știut, frate, că a dat ăștia drumul la apă. Bă, și când am văzut vâltoarea de un metru cum venea, ai văzut cum vine valul ăla de apă? Mamă, dă-i mai repede să dau din picioare, să ies repede afară. Ce să ieși, bă, că a venit valul imediat lângă mine? Pac, 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 eu mute picioarele repede, mute, mute. Mai era o leacă, zi tu, să mă apuc de o cracă pe lângă val. Bă, și când să mă întind la cracă, mi-a rămas un picior suspendat, unul jos și unul cum să-l pun. Bă, puterea aia m-a dezechilibrat și m-a băgat direct în vâltoarea aia, dracu, acolo. Dă-i de mâini, de picioare, avea și la mal, dar îți dai seama că era varză. Ia uite, frate, ce putere are apa asta, mă, n-am văzut așa ceva. Am ieșit până în pietrele pe acolo, nu m-am lovit așa, da. Da. Da, e riscant cu... Am pățit-o pe pietre de la de munte, după la... După Valea Jiului. Da? Nu te joci cu apa. Băi, Costi, dar tu știi, bă, că am luat frica de la șerpia, bă, ce șerpărie și pe acolo, dreacu, pe la munte. Stăteam cu picioarele în apă, cu pantaloni scurți, să mă răcoresc și eu, că nu-mi pluse aia barajul la Robești. Bă, și am simțit ceva rece pe cracul pantalonului, înțeleg? Bă, și când colocă, mă ridic, a coborât și arfile în pantalon de la mine. Ia uite, bă, dracu, specie, bă, de umbla asta. Uite, bă, nu făcui o filmare acolo la Bascov când s-a băgat la juvelnic? Și după aia am vorbit cu unul și zice, păi tată, păi stai să vezi pe malul altul la pietre. Să vezi cum ieșeau de sub pietre și vânau oblezi după acolo care mai veneau pe lângă mal. Băi, bine e că nu sunt așa, știi, ca la străzi să fie veninos, să ai probleme, dracu, da. Tu știi ce a pățit tu taică sau unei femei? Ca să știe toată lumea. A înghițit un șarpe, bă. Ci că dormea așa el. Și zic, auzi, când dorm cu gura deschisă, a intrat șarpele pe gura lui. Și ci că simțea ceva rece, așa, zicea că bea apă. Și s-a intrat șarpele în burtă. S-a dus la control. N-a putut. Ci că până la urmă a murit, dar nu știu, peste un an, nu știu cât a murit. O jumătate. N-a reușit să-i scoată șarpele, bă. Ai văzut? Mai mă uit la emisiunea aia cu 1000 de întâmplări mortale. Uite, acum e la 10, acum e direct acum. De la 10 la 11. Mi se pare că e pe sport.ro, parcă. Era un chinez și umbla cu niște, nu șerpi, niște țipari din aia, înțelegi? Și tot mai râdea de ucenicii lui pe acolo. Și după ce râse de ei, s-au îmbătat, au făcut un chef cu o țuică de aia de-a lor chinezească. Înțeleg? Și